studentă la Universitatea de Stat, anul 3, și astăzi vreau să vorbesc despre simbolistica poeziei lui Dumitru Maiorovski și pentru aceasta am ales poezia Cerul tău, Moldova. Pentru că mulți dintre voi poate nu cunoașteți versurile acestei poezii, aș dori să recit câteva strofe. Cerul tău, Moldova, e de albastru, e de verde frunza ta oricând. Un pământ mai scump pe lume nu e, nici mai dulce nu e un pământ. Casa mea de margini de țară crește fir de busuioc în prag. Nu e nicăieri un plai mai tânăr, nu e nicăieri un plai mai drag. Arde în soare roa dimineții ca un ploaie grea de mărgărit. La Moldova orice dimineață este de rândunică și argint. Pentru a vorbi despre simbolistică, am selectat chiar primul simbol, albastru, culoare albastră. Acesta este un simbol cromatic care sugerează, în primul rând, este considerat simbolul a tot ce este legat de spiritualitate. Specialiștii în psihologia abisală spun că albastru este culoarea care ne aduce liniște sufletească, o asociază cu relaxarea spirituală, cu un mod de viață liniștit și companie. Ea este culoarea și a cerului și în politică această culoare sugerează sau spune despre libertate. Astfel, în poezia lui Maiorovski înțelegem că cerul tău, Moldova, e de albastru, ar sugera faptul că acest popor, poporul Moldovei, este unul creat pentru a fi liber, cu o spiritualitate profundă, își dorește un mod de viață liniștit, cumpănit și se bucură de protecția celui de sus. Următorul vers e de verde frunza ta oricând, întâlnim un alt simbol, simbolul verdelui. În simbolistica populară, verdele înseamnă speranță. În cea creștină percepe această culoare ca fiind liniștitoare, înviorătoare, umană, culoarea contemplației, a reculegerii și așteptării învierii. Ca simbol cromatic, politic, verdele desemnează curente alternative, în doctrina cărora viața trăită natural și renunțarea la supratehnicizare joacă rolul central. Frunza verde a Moldovei, care este de fapt metonimia pădurilor, a vegetației, a plantelor și a pomilor, sugerează adevărul că poporul Moldovei întotdeauna a aderat la un mod de viață natural care refuză supratehnicizarea. Apropierea de natură este pentru acest popor o sursă inepuizabilă de speranță. Frunza ta de verde e oricând. În următoarele versuri, un alt simbol este simbolul busuiocului. Casa mea la margine de țară crește fir de busuioc în prag și am adus o imagine. Aici ar fi chiar în pragul unei case. Pentru eu liric, casa părintească se identifică în mare parte cu patria. Imaginea casei cu busuioc în prag, de asemenea, este foarte sugestivă. Planta protectoare, cu atribute purificatoare și simbol al iubirii statornice, busuiocul se află în strânsă legătură cu semnificațiile botezului și ale apei sfințite. Frunzele de busuioc sunt utilizate la prepararea apei roșii, despre care se crede că ține pentru magie. Florile de busuioc sunt utilizate și pentru dezlecarea farmecilor și pentru alungarea duhurilor rele. Ele sunt bune pentru vindecarea rănilor. Astfel, prezența busuiocului în poezie sugerează faptul că casele din Moldova, casa fiind de fapt simbolul familiei, crescând busuioc, își doresc să fie purificate, sfințite, protejate de spiritele rele și pline de iubire. Poetul a făcut din simbolul busuiocului al iubirii împătimite și un element definitoriu pentru atmosfera tihnită și cuprinsă de obrajul solar a satului românesc. În următoarele versuri, un alt simbol este cel al roua dimineții, dar și observăm aici o metaforă ca figură de stil, arde în soare roua dimineții ca o ploaie grea de mărgărit. Această comparație are rolul de a accentua luminozitatea și frumusețea acestui colț de rai, Moldova, dar și puritatea, curățenia sufletească a locuitorilor. Moldova e bogată nu atât prin bogățiile lumești, cât datorită frumuseții naturii, a sufletelor oamenilor
care au forța de a transforma roua în diamante. Și conform dicționarilor explicativ al limbii române, mărgărit ar avea două sensuri, cea de mărgărite ca flori, plantă, și cea de mărgărit ca piatră prețioasă, diamant. Un următor simbol ar fi cel al rândunicii. La Moldova orice primăvară e de rândunică. Rândunica, cu toții știm că este simbolul libertății, de asemenea, ea este o pasăre migratoare, iar reîntoarcerea ei primăvară simbolizează speranța, fertilitatea și reînnoirea vieții. Ea este o pasăre care își are foarte multă grijă de cuibul ei, ceea ce sugerează iarăși spiritul și capacitatea moldovenilor de a ține la familia lor, la cuibul lor. Datorită faptului că ea se supune odată cu alte păsări și merge în țările calde, trezirea ei sau reîntoarcerea ei simbolizează învierea și lumina. La Moldova orice primăvară e de rândunică și argint. Argintul, interesant că a fost selectat de autor, pentru că, de fapt, cel mai cunoscut, unul dintre cele mai scumpe este aurul. Totuși, argintul este selectat și acesta ne sugerează puritatea, înțelepciunea, pentru că foarte se știe din popor că multe familii și-au păstrat sănătatea, în special utilizând tacâmuri care, din argint. Vesela sau tacâmurile din argint au secretul sănătății, deoarece argintul purifică. Argintul are rolul de antibiotic, antiinflamator și este utilizat tot mai mult în medicină. Toate acestea